Ne-am luat tricou cu echipa națională și mergem la meci. Crezi că e gol, mă? Și eu crezi la fel. Mamă, ce atmosferă! România se califică de pe primul loc! Și toată țara, nu ești unde ca Timișoara! Salutare, dragilor, și bine v-am găsit la un nou vlog! Astăzi este o zi specială pentru întreaga Românie. Se joacă calificarea din grupe la Euro 2024. Ne-am luat tricou cu echipa națională și mergem la meci. Suntem în Timișoara și mergem chiar acum spre centru, în Piața Libertății, pentru a vedea meciul cu alți suporteri români pe un ecran imens și sperăm să ne bucurăm împreună. Hai România că se poate, trebuie să ne calificăm astăzi, vrem calificare. Dacă sunt persoane noi pe canal, să nu uitați să dați un subscribe și să apăsați pe butonul de notificări pentru a fi la curent când o să mai postez următoarele vloguri. Mergem să strigăm în gura mare, calificare, se poate, se poate, România! Începe să fie atmosferă frumoasă, dragilor, pe aici, pe străzile din Timișoara. Văd din ce în ce mai mulți suporteri români îmbrăcați cu tricoul naționalei sau îmbrăcați în galben și asta mă face... claxon! Și asta mă face foarte, foarte fericit. Se simte vibe-ul ăsta, se simte că românii vor să se bucure și vor să vedem țara asta cât mai departe. Așa că haide să susținem echipa, să ne întâlnim cu niște oameni, să întrebăm ce predicții au pentru astăzi și să ne ajute Dumnezeu să bată România! Ce șapcă frumoasă are omul meu, ia uitați! Hai România! Hai România, hai România! Înțelegeți, dragilor, ăsta-i vibe-ul, lumea se bucură de meci. Se pare că e destul de multă lume pe aici și îmi place, frate, că îi văd îmbrăcați în galben, da, simt că e ceva aici, e o conexiune. Băieții ăștia ne-au adus din nou la echipa națională, ne-au adus cu sufletul lângă ei și e generația de suflet, hai băieții! Pronosticul vostru astăzi? 2-0 România. 2-0 România. 2-1 România. 2-1 România. Hai, așa să fie, victoria să fie. Ziceți, băieții, care e pronosticul vostru pentru meciul de azi? 2-0 România. 2-1. 2-1, 2-0. 3-0. 3-1. 3-0 și Drăgușin deschide scorul. Aia zic, bă, băieți, așa să fie. Hai România. Bogdi, un pronostic pentru meciul de azi? 2-1. Pentru? Pentru România. Bine, Luci. 1-0 România. Eu zic tot 2-1, merg și eu pe un 2-1 pentru România. Eu v-am zis că e cel mai mare susținător, are și el ciocanul lui. Câta steagă oamenii mei, ia uite. Și ca să ducem pasiunea la nivelul următor, are Luci aici niște acuarele, hai să le facem pe față cu drapelul României. Hai să vedem imnul României. În care te adânciră barbarii de tirani, barbarii de tirani. Niciodată să ne îndovesc la lume, astăzi nu mai curge un sânge de Mamă, mamă, ce fază! Hai, mă, hai pe ei, mă, hai! Hai pe ei! Hai, departe! Zici tu? Nimic nu-i prea departe pentru Naționala României! Hai că e minutul 17, au trecut primele 15 minute și n-am luat gol. Înseamnă că-i batem, asta e victoria, ascultați-vă ce vă zic eu! Hai, România! Bă, ce ne-o dă dură.
Hai că revenim, hai cu golul. Hai cu golul, hai cu golul, băieți, hai. Dragilor, și se pare că românii vor mai mult. Se poate și se vrea. Hai România să batem cu 2-1 să ajungem la scorul meu. Hai România! Ce zici? Ce se întâmplă meciul ăsta? Pronostic. Băi, câștigăm, mai dăm unul. Mai dăm unul! Hai să fie! Dragilor, sperăm cu sufletul la gură. E atmosferă superbă aici. Momentan ne ajută și rezultatul de la meciul celălalt, pentru că este 0-0 Belgia cu Ucraina. Iar noi, dacă facem o victorie și Belgia face egal cu Ucraina, ne calificăm de pe primul loc. Ceea ce ar însemna o victorie importantă, pentru că am dat de o echipă mult mai slabă mai departe. Cum ne bucurăm noi aici la Timișoara. Asta îmi place, că e orașul mare și oamenii. România și Maroco. Maroco. Romania in this evening. We support Romania. Yes! Let's go Romania! For Romania! For Romania! Am venit aici cu un băiat din Maroc și ține cu România. Hai România, toată lumea e cu noi. Câtă lume a venit să susțină România. Foarte mulți suporteri aici în Piața Libertății din Timișoara. Toată lumea ține cu România și speră la o calificare istorică. Și băieții noștri sunt foarte aproape, sunt acolo trup și suflet. Generația de suflet. Hai băieții, hai cu victoria, hai cu victoria. Și egalul e bun, dar se poate victoria, haide! Ia uite copilul ăla, ce frumos! Ce fază, wow! Și eu crezui la fel! România! 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 Hai, Olteni! Cum te-ai dat seama? Da, bine, dacă vă sui. Și noi vă sărăm! Niță! Mingea Niță! Șutează! Wow! La meciul România cu Slovacia și fiți atenți ce se întâmplă lângă. Cu cine ținem? Cu Ucraina. Nu, cred că cu Belgia. Cred că cu Belgia? Cine sare România, e? Cine sare România, e? Cine sare România, e? Rock 1!
picioare, nu vreau să vin. E nebunie, toată lumea a luat o razna. Mamă! Ce face România? Efectiv, toată lumea cântă și țipă. Asta ne-am dorit, mulțumim băieților! România! România! Ole, ole, ole! Cine sare România? Cine sare România? Cine sare România? Cine sare România? Ce atmosferă! România se califică de pe primul loc! Califică istorică! Trăim cele mai frumoase momente din viața noastră! E nebunie pe aici, pe străzile din Timișoara! România obține o calificare istorică! Ia uite ce suporteri ai pe la ei! Cei mai frumoși suporteri! România! Ole, ole, ole! România! România! Cred că este pentru prima oară în istoria Euro când patru echipe termină la egalitate, toate patru cu patru puncte, cum se întâmplă în cazul grupei din care face parte și România. N-avem ce să mai spunem decât mulțumim România, generația de suflet. Hai să mergem înainte și la următorul campionat să facem și mai frumos. Hai România! Un vibe extraordinar, așa cum vă spuneam pe aici. Nu mai putem, am strigat, am cântat, ne-am bucurat și România este din grupă pe locul întâi. Se califică în optim, să vedem cu cine vom juca. Ne vedem și la meciul viitor. Până atunci să nu uitați să dați like, share, subscribe, să dați follow pe Instagram la Florin Săiu. Eu am fost Florin, gazda voastră, de aici din Timișoara. Și până data viitoare să nu uitați să iubiți tot ce aveți în jur. Pa! Tate, ce analizez cu cine stau la masă? M-a făcut mama băiat deștept, deci prea puțin îmi pasă. Dacă crezi că e corect ce fac când dă la altă masă. Eu nu sunt din tipar și nici de teapa ta. Îmi influențați viața de parcă n-ați exista. Altceva mai bun de făcut, altă mâncare de pește. În orice caz, cum văd lucrurile, chiar nu te privește.